Zilele acestea, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat în mijlocul comunităților românești din regatul Danemarcei. După ce a vizitat parohiile din nordul țării, ierarhul a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia românească din Roskilde. Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a oficiat ieri seară taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal din Tors. Astăzi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram în parohia românească din Roschilde, ocrotită de Sfinții Români și Sfinții Ierarhi Ansgard, Rimbert și Unii, Apostolii Nordului, care au fost pomeniți astăzi. În acest lăcaș de cult se află și icoana Maicii Domnului Potolește în tristările noastre, la care credincioșii s-au putut închina. La final, ierarhul a săvârșit un parastas pentru cei adormiți în Domnul. Preiubiții mei, despre sfinții erari Ansgar Unii și Rimbert, apostolii Nordului, ocrotitorii acestei comunități eucharistice euharistice de la Roskilde, v-am vorbit și cu prilejul celorlalte slujiri de gram. Ei au trecut prin aceste locuri, în fiordul Roskilde, iar acest vechi oraș a devenit și capitala regatului Danemarcei în Perioada medievală. Așadar, în această străveche așezare, unde au mărturisit dreapta credință, vikingii, luminați cu lumina cunoștinței adevărului, iată, ne-am adunat și noi frații români și surorile românce, alăturându-ne și cei convertiți la Ortodoxie, între care, iată, și câțiva danezi iar ceilalți nu au reușit să ajungă din binecuvântate pricini, fiind o zi lucrătoare. Însă mă bucur că mult mai mulți decât mă așteptam ați reușit să vă sustrageți pentru câteva ceasuri de la serviciu și ați venit la Dumnezească Liturghie de Hram. Se bucură Mântuitorul Iisus Hristos, se bucură Preacurata Sa Maică, a cărei icoană potolește întristările noastre, se cinstește astăzi, în mod deosebit în acest Sfânt Lăcaș, se bucură Sfinții noștri ocrotitori, la oaltă, cu toți Sfinții cunoscuți și încă necunoscuți de noi, însă avem nădejdea că îi vom cunoaște nemijlocit în împărăția preasfintei și de viață, făcătoare trăim, Mâine preasfințitul părinte episcop Macarie va sluji în biserica parohiei din Helsingborg, situată în sudul Suediei, la granița cu Danemarca.